Biserica din Pânășești, Sfânta Varvara, biserica veche, asta e biserica din lemn. Eu am fost strămutat din locul acesta unde slujim noi acum în Trânsa, la anii 1850, de la Mănăstirea Frumoasă. Pânășești, biserica era pe locul satului vechi, satului Voloseni, cu totul în altă parte, cam 2 km de aici. Și a fost închisă pe timpul comunist, din anii 1959 până în 1989, 30 de ani. A mai slujit și ca depozit pentru cereale într-o vreme. Ea s-a deteriorizat, sigur că, și sunt acum părți slabe bisericii, clopotnița este putredă, acoperișul, tot una peste o parte de vreme este nevoie de o reparație nouă.